Ce pictez aici? Eu fac pe Maica Domnului cu pruncul Iisus. Când ai învățat să lucrezi, să pictezi prima icoană? Eu pictez de 3 ani. Da? De la școală. Te învățam la școală? Da. Unde? La Generală 2, Alexandru Ceușa, Ungăreti. Și? Spune, povestește-mi despre această, cred că e o pasiune pentru tine, nu? Da. Doamnele profesoare s-au ocupat foarte mult de noi și chiar dacă de la început nu ne-au ieșit ca lumea, nu ne-au ieșit frumoase, au ținut cu noi și ne-au ajutat până când am început să ne perfecționăm. Am avut că amesteci culorile, da? Da. Încerci să obții o nuanță? O nuanță de vișiniu. Așa, cu care pictezi în jurul? Pe care o fac pe Maica Domnului. Așa. Înainte ai un contur? Deci cum pictezi? Care-i tehnica? Înainte facem conturul cu tuș. După așa. Care, după ce trasăm conturul, o fixăm cu un lac. Și după ce se usucă, începem să pictăm. Să îi dăm culoare. În ce clasă ești? Acum, într-un alt. Ce-ai spus și numele? Mă numesc Maria Emanuela. Spune-mi, te ajută la învățat pictatul, te relaxează, te... Da. Ce-ți produce? Care-i starea? Mă relaxează foarte mult și cu cât pictez mai mult, cu atât mă simt mai aproape de Dumnezeu. Ai și momente când te rogi atunci când pictezi? Da. Știai că mari pictori de icoane posteau și se rugau în timp ce pictau icoane? Da, știam lucrul acesta și... Încerc să fac și eu. Și tu? Văd că ți-ai fixat un contur. Da, eu am terminat icoana în tuș, am fixat-o. Acum urmează să o mai dăm cu un baiț pentru a da o tentă mai veche icoanei. Așa. Ce pictezi? Ce vei picta? Voi picta izvorul tămăduirii. Crezi că trebuie o stare deosebită pentru a picta această scenă? Trebuie să ne simțim bine și să fim aproape de Dumnezeu când pictăm. Această pictură ne relaxează. Tu cum procedezi pentru a te apropia de Dumnezeu? Pentru ca pictura ta să fie cât mai curată. Ce faci? Păi spun în gândul meu rugăciuni. Așa. Ca să mă ajute Dumnezeu, ca să-mi iasă cât mai reușit această icoană. Tu în ce clasă ești? Sunt în clasa 8-a, de la gimnaziu Alexandru Ceușianu. Și te cheamă? Și mă cheamă Diana. Mă ajut. Și tu? Spune-mi ce pictez acolo. O pictez pe Maica Domnului împreună cu pruncul Iisus. Îți place? Da? Da. Cum ai descoperit pictura pe icoană? Mai de mult, în clasa a 3-a, am început să pictez. Singur sau te ajută tot așa într-un grup, cu doamna profesoară Iacob Stela, au început, da? Primele icoane n-au ieșit așa, frumoase, dar m-am perfecționat pe un tip. Și acum? Acum lucru mai bine, este o diferență. Ți-ai propus ceva în viitor să faci? Ca să... Nu vreau să mă dă de acest lucru, ci că mi-e pe la cartele, orice fel. Deci vei merge la arte, vă să ce? Presupun. Ajută Dumnezeu, da. Doamne ajută. Tu când ai început să pictezi? Eu, acum m-a învățat doamna Daniela să pictez
Eu înainte încă nu știam să pictez pe sticlă. Și îți place? Da, îmi place foarte mult. Pictezi un Sfântul Gheorghe? Da. Hai să văd până atunci. Ai emoții? Un pic. De unde ești tu? Eu sunt din județul Bistrița Năset, comuna Rebra. Da? Și ești prima oară într-o tabără? Da. De genul ăsta? Da. Și cum te cheamă? Mie mă cheamă tot Adrian Nicu Viorel. Da.